Bun găsit, domnilor și domnilor, la agricultura cu un milion de fețe. Astăzi aș fi vrut să încep cu vești bune, numai cu vești bune. Una, deja o am, de exemplu, dacă îl citesc pe directorul general de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Și e o veste într-adevăr mare, vă rog să fiți atenți cei care ați avut proiecte bune, eligibile, dar n-a mai fost finanțare pentru ele. Adrian Chesnoiu spune că se pot face redistribuiri de bani de acolo de unde au mai rămas, în așa fel încât și proiectele pe care dumneavoastră le-ați întocmit cu multă grijă și au fost bune, dar n-a mai fost finanțare, intră la finanțare. Despre aceasta și multe altele discutăm în emisiunea de astăzi, inclusiv despre gândul bun al Parlamentului, care nu ne mai obligă să plătim amenziile de circulație în 48 de ore, jumătate din minim, ci în 15 zile. Acum, hai guvernul cu normele de aplicare și vedem ce se întâmplă. Tot astăzi aș fi vrut să vorbesc mai mult despre codul administrativ, dar nu știu cum se face, de fapt știu că s-a amânat. Să începem, însă, așa cum e normal, emisiunea punct cu punct. Directorul general de la AFIR, Adrian Chesnoiu, spune că există bani din capitole unde ei n-au fost cheltuiți în totalitate, iar acei bani nu sunt bani pierduți. Pentru o mai bună gestionare a fondurilor europene, banii vor fi folosiți la finanțarea proiectelor declarate eligibile, dar fără finanțare. Adică dumneavoastră a scăzut sub linie, proiectul a fost extrem de bun, ați avut un punctaj pe măsură, dar n-au mai fost bani dintr-o măsură sau alta, acolo unde ați aplicat. Ei bine, spune acum domnul Chesnoiu, va fi finanțată și această restanță. Evident, în măsura banilor care mai sunt disponibili, dar proiectele care au fost declarate eligibile fără finanțare, intră exact la finanțare. Interesați-vă, uitați-vă pe pagina de internet a afirului. Dați telefoane la oficiile județene. O să fiți și anunțați dacă proiectul dumneavoastră urcă peste linie, intră la finanțare pregătiți-vă o bună parte dintre dumneavoastră să folosiți banii europeni așa cum v-ați propus. Nu descurajați pentru că totdeauna se mai găsește o soluție. Cred că toate aceste idei și posibilități au apărut după întâlnirea de ieri de la Ministerul Agriculturii cu Oficiali din DG Agri, cei care împrăștie banii europeni în România. Și cu puțin timp în urmă Afirul a făcut publice tot pe pagina de internet unde vă recomand să vă uitați care sunt submăsurile care intră la finanțare și calendarul. Da? În primul rând, haideți să vorbim de luna iulie, pentru că mai sunt vreo câteva zile. Da? Sâmbătă deja, cred că e cât 30 iunie, duminică e 1 iulie. Da? În luna iulie intră la plată, puteți să depuneți proiecte pentru sub măsura 1-2. Sprijin pentru activități demonstrative și de informare, 13,4 milioane de euro. De asemenea, sub măsura 3.1 am să citesc de pe site-ul afirului pentru a nu face vreo informare greșită. Nu aș vrea să spuneți că din cauza mea ați înțeles greșit. Deci, tot în iulie, la afir, sub măsura 3.1, sprijin pentru participarea pentru prima dată la schemele de calitate. Da? Și sunt bani frumoși acolo, 6,1 milioane de euro anul acesta. Sub măsura 4.1, da? investiții în exploatațiile agricole inclusiv it, da, e vorba de Delta Dunării, mi se pare, 303 milioane, din care pentru vegetal 79 de milioane de euro, 26 de milioane pentru zona montană și zona non-montană 53 de milioane de euro. Nu s-a terminat acest lucru pentru zootehnic 165 de milioane de euro. Mai am ceva interesant, tot pe pagina Afir. Atenție și tot în iulie începe depunerea proiectelor. Sub măsura 42, sprijin pentru investiții în procesarea sau marketingul produselor agricole. Aveți la dispoziție 203 milioane de euro. Sub măsura 61, sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. 11 milioane de euro. Aici e mai puțin, da? V-am spus încă de ieri că alocarea nu e deloc generoasă. Da, eu zic să depuneți. Sub măsura 62, înființarea de activități neagricole în zona rurală cu 1,4 milioane de euro. Sub măsura 6.3, foarte interesant pentru dumneavoastră, nu -i așa? Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, 51,5 milioane de euro. Sub măsura 6.4, lansare în iulie-august 2,99 milioane de euro și în ceea care se referă la galuri, tot în iulie august 2,31 de milioane pe prima componentă cu 9,27, iată că se fac vreo 13 milioane de euro. Și mai există, atenție, mai e în august-septembrie, deci acestea au fost um, sub măsurile care sunt lansate de Afir, se primesc proiecte în luna iulie. Mai există o sesiune în august-septembrie sub măsura 43 investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice, componenta irigației. 242 de milioane de euro. Și aici. E nevoie de, de orice euro, pentru că fiecare strop de apă contează. Haideți să vorbim puțin dincolo de faptul că sunt atâția bani în piață, de, de banii dumneavoastră. Păstrasem această informație cu amenzile de circulație pentru finalul emisiunii, dar mi-e teamă că nu o să apucăm să o amintim atunci. Așa că o să vă spun. Astăzi, în Camera Deputaților, a fost aprobat un proiect de lege care spune așa când ai luat o amendă de circulație, dar nu numai, dar să ne limităm deocamdată la amenzile de circulație, știi că ai dreptul să plătești jumătate din minimul amenzii în 48 de ore, da? Și dacă pica la sfârșit de săptămână, ori nu găseai bani, ori era închisă banca, era o mare problemă. Așa că parlamentarii s-au gândit și bine au făcut să extindă această perioadă de plată a sumei minime pe care o văz datora statului pentru încălcarea unei reguli sau alta la circulația rutieră în 15 zile. Dar nu în două zile cât era până acum, ci în 15 zile. Mai există însă niște condiții pentru ca acest lucru să se întâmple. 1. Să așteptăm în 1 ianuarie 2019 când legea va intra în vigoare. 2. Guvernul să-și facă treaba până atunci să dea normele de aplicare. 3. Să funcționeze sistemul informatic al fiscului, pentru că veți putea plăti la orice unitate a administrației financiare din România. Și încă o veste bună și încheia asta cu amenziile. Dacă intră în vigoare acest, această lege, dacă ați plătit jumătate din minim în termen de două săptămâni, dacă a funcționat calculatorul de la ANAF, nu mai trebuie să trimiteți dovada de plată. Atenție! Nu mai trebuie să trimiteți dovada de plată, pentru că se va ocupa naful de, de acest lucru. Și să știți că nu se va emite, în afară de actul. Da, am depășit viteza, mi s-a întâmplat și mie, vi s-a întâmplat și dumneavoastră. În afară de procesul verbal, nu vă mai așteptați la un alt act care să vă oblige la plata amenzii. Eventual, eu știu, mai contestați prin instanță, nu? Acel act e suficient pentru ca dumneavoastră să știți unde să mergeți, iar poliția să urmărească prin ANAF plata amenzilor. Mă întorc la... Deci v-am dat această informație. Ar fi fost păcat ca ea să se piardă în mulțimea de știri care există astăzi. O să vorbim și despre codul administrativ, cel așteptat de toate autoritățile locale. Astăzi am stat de vorbă puțin cu Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România, președinte în Vulcana Băi. Domnia sa era încântat de ce urmează, parțial dezamăgit de unele modificări aduse tot de colegii domniei sale. Dar încă în așteptare, pentru că acest cod administrativ, care urma să fie votat astăzi, a fost puțin întors din drum pentru o sesiune parlamentară specială. Așa că parlamentarii, da, vedeți, nici ei n-au vacanță, vin și săptămâna viitoare la muncă într-o sesiune specială. Dar să vă mai amintesc, dacă tot vorbeam de măsurile afirului, da, știrea zilei e așa, că afirul finanțează și proiectele eligibile care nu, pentru care nu mai erau bani până acum, da? Interesați-vă și o să vedeți ce bine. Asta e știrea zile și urmăriți pe pagina de internet a instituției calendarul de depunere a proiectelor în luna iulie, prima sesiune, și apoi în august-septembrie. Vă amintesc, dacă tot vorbim de plăți, că mai aveți o lună la dispoziție pentru a depune cereri, pentru a primi bani prin programul Național Apicol. Sunt 99,3 milioane de lei până la 31. August trebuie să mergeți să depuneți, sper că n-am greșit, ba da, am greșit, evident, până la 1 august. N-avea cum să fie până la 31 august. Mergeți la cea mai apropiată unitate a Ministerului Agriculturii, da? E vorba de APIA, reprezentanță locală, zonală, cum vreți dumneavoastră, acolo unde aveți stupina, mergeți la cea mai apropiată unitate, APIA, și depuneți cererea până la 1 august. Se dau bani suficienți ca să vă reînnoiți efectivul de albine, să vă cumpărați utilaje. Doar v-am readus aminte în acest lucru, să nu uitați. Vă spuneam că a avut loc o întâlnire la Ministerul Agriculturii. Acum sunt foarte multe întâlniri. Ieri au fost cei de la Bruxelles, de la DG Agri. Acea ramură a Comisiei Europene care se ocupă de agricultură, Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. A fost ministru, au fost secretari de stat, au fost oficiali, eu știu, au fost și fermieri și s-a discutat ce facem în continuare cu agricultura românească. Pe de o parte sunt programele naționale pe care guvernul e dispus să le plătească atunci când ele sunt transformate în lege și nu întârzie pe la promulgare. De cealaltă parte sunt fondurile europene, de multe ori mai mari decât contribuția națională la un program sau altul, pentru că Uniunea Europeană are mai mulți bani decât are România. Și la ce concluzie s-a ajuns? Că România nu o să piardă după 2020, că trebuie crescută uneori cota de cofinanțare pe un program sau altul și că trebuie evitate cu orice preț fraudele. Pentru că în ultima vreme s-au constatat în agricultura românească destule fraude, nu multe, dar destule și când spun destule mă gândesc la un număr de peste 10. E adevărat, sumele nu sunt foarte mari, dar sunt și fraude de peste 1 milion de euro. Și... Ține cât ține, de la un moment dat vine olaf te găsește și trebuie să dai bani înapoi. Plus că eu cred că ești tăiat de la porție pe foarte mulți ani înainte. Dacă tot vorbim de Ministerul Agriculturii, de reuniunea de ieri, haideți să vedem. Reporterul nostru special, Marius Mile, a fost acolo. Să vedem ce înțelegem noi din ce au discutat oficialii români cu cei de la Bruxelles. Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 se află în atenția reprezentanților Ministerului Agriculturii, dar și a asociațiilor de profil. Suntem foarte, foarte interesați de rezolvarea, fără întârziere, a măsurii 14 de bunăstare la porc și la pasăre. De asemenea, o nouă submăsură introdusă, 17.1, privind asigurările. Este o măsură foarte bună și o salutăm și sperăm să mergem cu ea mai departe. De asemenea, părțile de... se vor discuta foarte mult problemele legate de ferma de familie, de fermele mici, fermele mijlocii, fermele mari. Sperăm ca să trecem mai departe cu tot ce ne-am propus. Cel puțin sper că vom găsi înțelegere și vom analiza fiecare subiect cu foarte mare responsabilitate pentru ca următoarele proiecte care le dorim să le avem în agricultură să fie proiecte prioritare pentru sectoarele prioritare din agricultură, și în care să nu urmărim altceva decât producerea de plus valoare. Unde credeți că ar trebui punctat mai mult? Cred că cel mai mult ar trebui punctat pe sectorul de conservare a legumelor și fructelor, unde România este deficitară, după cum bine știți. Și bineînțeles în continuare în modernizarea exploatațiilor agricole care a demonstrat până acum că sunt cele care aduc cea mai mare plus valoare. Se creionează un nou program PNDR 2020-2027. Ce așteptări aveți? Uh... Așteptările noastre, ca de fiecare dată, sunt cele care vor să ne dea siguranță în sectorul ăsta și sunt convins că în urma multelor discuții pe care tot, și analize pe care tot le vedeți la nivel național și european, Sper să găsească soluțiile cele mai bune pentru a, a nu îngrădi exploat, a, dezvoltarea acestui sector de agri... al economiei foarte important pentru întreaga lume, agricultura. Bun. Am văzut care sunt doleanțele României, care sunt ofertele puse pe masă de Uniunea Europeană. Haideți să, să rămânem puțin în o gradă proprie, pentru că rural nu înseamnă doar agricultura. Astăzi urma să intre la vot final în Camera Deputaților codul administrativ. Adică acea lege, acea carte, acea Biblie a autorităților locale. Cea după care ar fi trebuit să se conducă primarul, viceprimarul, consilierii locali, șefii de consiliu județene, consilierii județeni. Un document la care se lucrează din uh, 2002. Dați seama, de 16 ani se lucrează la codul administrativ al României. Și am încercat și eu să aflu, domnule, ce e bun acest cod așteptat de foarte multă vreme de toată lumea. L-am sunat pe Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România. Domnia sa spunea, domnule, la ora actuală pot să-ți vorbesc despre ce am făcut noi acolo, dar nu pot să-ți vorbesc de forma finală, pentru că, după cum știi și dumneata. Codul a fost retras de la votul final, a fost trimis înapoi într-o comisie specială parlamentară și va fi scos la lumină la începutul săptămânii viitoare. Trec peste motivațiile politice care au dus la acest act și nu vă mai vorbesc de moțiunea de cenzură și de negocieri pe minoritățile naționale, că acestea sunt motivele care au scos uh, votul de la votul Codului Administrativ din Procedura Parlamentară de astăzi și l-au amânat câteva zile. Uh, vorbesc însă despre faptul că acest cod Așteptat de atâția ani, de 16 ani, încă... Nu e gata. Și nu e gata pentru că nu e în cea mai bună formă, după cum spunea șeful Asociației Comunelor din România. Există, de exemplu, niște schimbări în codul administrativ, cel care trebuie să pună la un loc uh, maldăre și maldăre de acte legislative. L-am întrebat pe um, Emil Drăghici, domnule, spune colegul dumneavoastră din Sfântul Gheorghe, din Covasna, că sunt vreo 70 de legi care sunt puse la un loc. Și mi-a spus, nu, a fost drăguț arpa uh, Antalarpa din Sfântul Gheorghe. În realitate sunt su uh, sunt mii de legi și acte normative, fiecare cu modificările de rigoare. Bun. În fine, când urma să ia să uită așa o cărțulie de groasă, codul administrativ pentru autoritățile locale, de fapt și-au dat seama că din prea multă zel, din prea multă râvnă și din destulă nepricepere, mai sunt multe lucruri care trebuie îndreptate. De exemplu, spunea Emil Drăghici, la insistențele unor colegi de-ai noștri din administrația locală, S-a hotărât o mai mare subordonare a secretarului general al unei autorități locale față de primar. Și ne-am întrebat de ce din servilis politic, din a-l face pe acel om care are oarecare independență, secretarul general într-o comunitate locală, e un fel de mic Dumnezeu, pentru că el verifică foarte, foarte multe lucruri. Da? De fapt, de, de, existența lui funcționează, depinde buna funcționarea comunității respective. Deci, ori fi vrut unii să-l vadă mai sub papucul primarului, nu înțelege decât cel care a propus acest lucru și care face parte din autoritățile locale. În fine, poate că se mai schimbă ceva. Codul administrativ permite însă foarte multe lucruri de astăzi înainte. Primul lucru, primarii, aleșii locali, șefii de consilii județene vor avea voie să facă afaceri. M-am întrebat într-un fel dacă nu e puțin imoral. Da? Și m-a lămurit domnul Drăghici. Nu e imoral pentru că la ora actuală toți, aproape toți, au afaceri deja, numai că le-au trecut pe numele lui X sau lui Y sau al lui Z, da, și le desfășoară bine mersi înainte. Și la urma urmei n-ar fi greșit ca un primar sau un viceprimar care are o afacere ce nu are tangență cu comunitatea respectivă să poată să facă afaceri. Eu consider că are dreptate șeful Asociației Comunilor din România, Emil Drăghici, dar mă întreb... O afacere care nu vinde becuri primăriei, da? care nu vinde foi de hârtie pentru imprimantele din primăria respectivă. Nu înseamnă totuși că primarul respectiv are un cuvânt de spus în comunitatea locală. Are o afacere agricolă, exact cum spunea domnul Drăghici, și lucrează 100 de hectare ale lui și 300 închiriate. Dar nu cumva primarul respectiv? Are acces la informații privilegiate în ceea ce privește situația pământurilor din comună? Nu cumva primarul respectiv știe dacă mătușa Aglaia are sau nu moștenitori? Nu cumva primarul respectiv ar putea să-i facă o ofertă mai mult decât generoasă mătușii Aglaia și să-i cumpere pământul? Că până intră legea vânzării terenurilor în vigoare mai va, o să vedem noi. Nu cumva primarul respectiv se poate folosi de informații din interior pentru a-și dezvolta afacerea. Acest lucru uh, pare doar o ipoteză în România, deși în statele vestice folosirea de informații din interior, de exemplu și la bursă, e pedepsită foarte aspru și te scoate efectiv din joc. În România se merge pe prezumția de bună credință și pe cea de nevinovăție. Și mergem și noi în continuare și nu spun că un primar sau altul sau un viceprimar sau altul ar putea să se folosească de informațiile la care el are acces înaintea tuturor pentru a-și dezvolta o afacere sau alta. De exemplu, primarul știe foarte bine care sunt planurile de asfaltare în comună. Cel ar împiedica pe un primar sau pe altul să cumpere pământ în zona până unde ajunge asfaltul, da? Și acolo să pună de un cort de nunți sau de o pensiune agroturistică. Nu se cheamă de folosire de informații confidențiale ne destinate uzului public. Mă rog. Dar rămânem pe prezumția de, de bună credință și atunci totul va fi bine în România. Am mai întrebat un lucru vis-a-vis -vis de codul administrativ, cel care instituie un fel de pensii speciale. Și a sărit domnul Drăghici și dau dreptate în sus și a spus, nu sunt pensii speciale, sunt indemnizații speciale pentru munca depusă. Pentru că la ora actuală, un primar cu multe mandate în spate, are o pensie de 1200-1300 de lei. Domnule Drăghici, cu tot respectul, n-am văzut mulți primari sărași după ce și-au încheiat mandatele. Cofiu 1, corfi. 2, cor nu cunosc un primar muritor de foame. Și pot să vă dau exemple din câteva localități din țară. Dar înțeleg acele sume, mici 1100-1300 de lei pe lună, cât e pensia unui om care și-a dedicat viața administrației locale, trebuie crescute. Și atunci apar aceste indemnizații speciale care se dau în funcție de câte mandate a avut primarul respectiv, numai puțin de unul, da, să ne înțelegem, dar maximum 3 Se calculează, sunt niște coeficienți, 0,4 mulțit cu cât se cuvenea într-o lună și este o sumă pe care o va primi un fost ales local când are vârsta de pensionare, plătită din bugetul de stat. Și aici mă despart de domnul Drăghici cu tot respectul și cu toată simpatia pe care eu o port, da? Deși nu ne-am văzut la față niciodată. Am vorbit la telefon, dar ne simpatizăm. Și nici măcar n-am ajuns la Vulcana Băi, deși îmi propun. Domnule Drăghici, dumneavoastră mi-ați adus ca argument faptul că parlamentarii au și ei astfel de indemnizații speciale. Și ce e moral ca parlamentarii care fac legile să-și trântească pensii speciale? E normal ca să plătește o pensie specială după un mandat, două, trei în Parlament, cuiva care a contribuit poate la o lege, două sau trei, dar nu știe că le-a semnat? De ce n-ar cere indemnizații speciale și medicii sau profesorii care au făcut apostolat în mediul rural o viață întreagă? Știu, o să-mi spuneți că un medic are alte venituri. Da, două găini care le primește într-un an în mediul rural, drept, mită în plic, sigur contează foarte mult la pensie. Dar profesorii care se chinuie o viață întreagă să învețe bruma de copii care au mai rămas într-un sat sau altul nu merită indemnizații speciale, că abia acum le-au mai crescut salariile da? și s-ar putea să le mai crească. Dar ei își dau unii dintre ei o bună parte din venituri pe navetă, că nu toți stau în satele respective, alții cumpără medicamente, că te nebunește o viață de lucrat la catedră, chiar dacă o faci cu pasiune. Acei oameni nu merită indemnizații speciale din partea statului, dacă tot ni se ia din ceea ce contribuim lună de lună, da? Indemnizații speciale pentru parlamentari, acum pentru foști aleși locali. Nu e normal să dăm și pentru profesori, că ei n au crescut la urma urmei și n au dat bruma de educație pe care o avem. Haideți să nu mai fim așa de ipocriți și să, să ne bucurăm de, de faptul că trăim bine în România. Am alte subiecte pentru dumneavoastră. Am să întreb regia tehnică dacă mai avem un minut, două sau trei. Cât mai avem două minute cel mult, mi se spune. Vă mai dau vreo două informații și apoi mai păstrez ceva și pentru mâine. În Ucraina s-a găsit o metodă pentru evitarea corupției. Ucraina e o țară care seamănă foarte bine cu România, da? Și au ajuns la concluzia că împărțirea terenurilor statului e minată de corupție. Și atunci ce au spus ei? Au probabil și ei una desea lor și au zis ca să nu mai fie corupție la împărțirea terenului, facem o licitație publică pe care o anunțăm în spațiu <coughs> virtual, pe internet, pentru toată lumea. Oricine vrea, vine să înscrie, nici măcar nu trebuie să fie pe bucata de pământ unde, pe care vrea să o ia. Da? Deci, licitație publică în Ucraina pentru terenuri, sunt 10 milioane de hectare de teren arabil. Promit până mâine să mă interesez dacă am putea și noi să licităm pentru terenurile din Ucraina, că tot e bună acolo producția de grâu și porumb. Și chiar ultima informație, hai să mă o rămas bun de la dumneavoastră. Ba nu, ar mai fi cam un minut. Dacă vorbeam de pământuri în Germania, pământul bun, nebun, atât cât e de recoltă importantă. Da? Mai cu chimizare, mai cu tehnologizare. Numai că ce te faci cu vremea, așa cum e și în România astăzi? O vreme prea puțin prielnică agriculturii. Fermierii germani se așteaptă la scădări importante ale recoltelor din cauza secetei. Uh, unii dintre ei se plâng chiar că jumătate din recoltă le e compromisă și de aceea vor apela la Guvernul Federal și la fondurile europene pentru a-și compensa pierderile. Să vedem. În caz de calamitate, că jumătate de recoltă pierdută e calamitate. Ce fac fermierii români și cine le dă banii, pentru că, de exemplu, fermierii români nici nu prea sunt asigurați și nu mă refer la cei foarte mari. Mai am informații, dar le lăsăm pe mâine, pe curând.